Să știți că și textul nostru este Crăciun. Până acum Dumnezeu a vorbit lui Avram într-o vedenie sau cu o voce, nu știm exact cum, dar în textul nostru Dumnezeu i s-a arătat lui Avram. I s-a arătat ca să-i dea un alt nume și să-i vorbească despre o altă sămânță. El se obișnuise deja cu Ismael, trecuseră 13 ani și și-a zis ce idee bună am avut, pot să-i ofer lui Dumnezeu soluția pentru problema care n-a reușit să o rezolve până acum. Dumnezeu vine să-l dezamăgească pe Avram și de aceea el este obligat să recunoască că ideile noastre, ideile oamenilor nu sunt totdeauna și ideile lui Dumnezeu, planurile noastre nu sunt și planurile lui. Suntem în Genesa și colindăm împreună istoria facerii unui nume. Nu doar cartea Genesa, ci toată Scriptura vorbește despre lucrul acesta. Și am văzut că sunt doar două posibilități. Numele ți-l poți face singur și vei termina cu el sfărmat în pumni, legat de cărămiși și smoală și arzând împreună cu toate acestea, sau alegi să-l lași pe Dumnezeu să-ți facă un nume. Dacă mergi pe mâna lui Avram și el a ales să-l lase pe Dumnezeu să-i facă un nume, am văzut că există condiții care trebuie împlinite. În primul rând, ca să-ți facă Dumnezeu un nume, trebuie să ieși din ale tale, să intri în ale lui. Noi toți avem planuri de viitor, avem, dragii mei, soluții pentru planurile care le-am făcut, dar ca Dumnezeu să ne poată face un nume, trebuie să dăm drumul din mâini planurilor noastre, să intrăm în planurile Lui. Dar atunci când intri în planurile Lui, dezamăgirea ta extraordinară este că Dumnezeu nu se mișcă în ritmul în care tu sau eu aș aștepta. El are calendarul lui și evenimentele sunt planificate de el, nu de tine, nu de noi. Dar mai este ceva. În planurile lui Dumnezeu trebuie să lucrezi cu mijloacele lui Dumnezeu. Nu poți lucra cu mijloacele firii, cu mijloacele tale, cum a făcut Avram și Sara în capitolul 16. Iar atunci când Dumnezeu te cheamă în planurile lui, el așteaptă să te dezlipești de tine și să te întorci spre el. Să fii preocupat nu de tine, ci să fii preocupat de El și de planurile Lui. Să te intereseze, să vrei să cunoști mai mult, să le adâncești mai mult, să fii parte mai mult din ele. Și asta este tema din această dimineață. Peste Avram trecuseră 24 de ani de așteptare de când a ieșit din Ur. 24 de ani în care în fiecare dimineață se întreba, Doamne, când și cum se vor împlini promisiunile tale față de mine. În acești 24 de ani, din când în când, nu foarte des, dar din când în când a fost vizitat de Dumnezeu, într-un fel sau altul, printr-o voce, printr-o vedenie. De pildă în capitolul 15, când iese sub bolta cerească și la îndemnul lui Dumnezeu privește stelele, Scriptura spune că Avram a crezut în Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Uitați-vă la Avram, ancorat în promisiunea lui Dumnezeu prin credință. Nu știm ce s-a întâmplat când întoarcem pagina, dar în capitolul 16 îl vedem așezat, confortabil, în cultura, în tradițiile vremii respective, socotind că oferta pe care o face lui Dumnezeu este bună destul pentru împlinirea planurilor lui. Și de aceea îl vedem că Avram într-un fel l-a scos pe Dumnezeu din ecuație împreună cu Sara, o fi găsit soluția împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu fără amestecul lui Dumnezeu, fără nevoia de a avea o implicare supranaturală în istoria lor. Și or fi zis amândoi, ca să te bucuri de împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, trebuie să înveți să te descurci. Trebuie să înveți să nu pierzi ocaziile. Trebuie să-ți exersezi creativitatea și din când în când să vii înaintea lui Dumnezeu ca El să-și pune parafa pe ideile tale, pe creativitatea ta. În schimb, Avram a trebuit să învețe foarte repede că lucrurile nu stau așa în planul lui Dumnezeu. Dragii mei, cât de adânc se înrădăcinase în el această atitudine, se vede din modul în care îi răspunde lui Dumnezeu în capitolul 17.
În versetul 15, Domnul a zis lui Avram, să nu mai numești pe Sarai, nevastă ta Sarai, numele ei va fi Sara. Eu o voi binecuvânta și voi face din ea, îți voi da din ea un fiu. O voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi. Chiar împărați vor ieși din ea. Avram s-a aruncat cu fața la pământ, a râs și a zis în inima lui să-i se mai nască un fiu unui om de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani. Avram a zis lui Dumnezeu, soluția mea pare mai bună decât a ta, să trăiască Ismael înaintea ta. Scriptura ne spune că ori de câte ori adăugăm la cuvântul lui Dumnezeu, adaosul nostru ne este mai drag decât tot cuvântul lui. Ori de câte ori scădem din cuvântul lui, noi ne-am îndumnezeit, având curajul să spunem că suntem mai înțelepți decât el. Și asta pare să se fi întâmplat și cu Avram. Ca și cum i-ar fi spus lui Dumnezeu, Doamne, hai să o lăsăm baltă. Acum 100 de ani, e prea târziu, Sara are 90 de ani, cum ar fi să accept soluția mea? Ismael deja este mărișor, mi l-ai dat din Agar, l-ai binecuvântat tu însuți, tu i-ai dat numele, cum ar fi să-l inclus pe el în planurile tale și să uiți de sămânța pe care mi-o va da Sarai? Cât de adânc era înrădăcinat gândul acesta în Avram, înțelegem din începutul capitolului 17 în care ne aflăm. Versetul 1. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, El Shaddai, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Până acum am văzut că Domnul îi vorbise lui Avram. De data aceasta îi se arată lui Avram. De pildă în capitolul 12 citim, Domnul zisese lui Avram, ești din țara ta, din casa tatălui tău, din rudenia ta, vin în țara pe care ți-o voi arăta. În capitolul 13, când se desparte de Lot, Domnul i-a zis lui Avram, ție îți dau țara aceasta în care locuiești. În capitolul 15, Domnul i-a vorbit lui Avram printr-o vedenie, dar în capitolul 17, Domnul l-a ajutat pe Avram să se bucure de Crăciun. I s-a arătat, i s-a întrupat înaintea lui, a venit în fața ochilor lui. Și lucrul acesta îl vedem și în capitolul următor, în capitolul 18. Această arătare a lui Dumnezeu semnalează împlinirea vremii. Faptul că planurile lui Dumnezeu a ajuns la momentul împlinirii lor. Două lucruri face Dumnezeu când îi se arată. În primul rând, își rostește pentru prima dată numele în auzul lui Avram. Numele lui Dumnezeu vorbește despre cine este Dumnezeu pentru noi. În al doilea rând, ridică înaintea lui Avram cerințele, așteptările lui. Când Dumnezeu ți se arată, prezența lui obligă. De aceea împreună cu favorul vine și responsabilitatea și asta se întâmplă la 99 de ani în viața lui Avram. Uitați-vă cum îl descrie Pavel pe Dumnezeu în 1 Timotei, capitolul 6, versetele 15 și 16. El îl numește fericitul, singurul stăpânitor, împăratul împăraților, domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Dacă acesta este Dumnezeul lui Avram, spuneți-mi cum poți să cunoști un astfel de Dumnezeu. Nu-l poți cântări, nu-l poți pipăi, nu poți face cu el ceea ce faci cu lucrurile din jurul tău. De aceea singurul mod în care poți cunoaște pe Dumnezeu este să-L auzi pe El rostindu-și numele. Numele lui Dumnezeu, fiecare din multele nume lui Dumnezeu sunt ca niște microtablouri în care Dumnezeu își zugrăvește caracterul Lui complex. Numele lui Dumnezeu este revelarea caracterului Său în toată frumusețea Lui, în toată complexitatea Lui. Aș vrea să iau două nume pentru început. În primul rând, poate cel mai comun era Elohim, acest plural de majestate. Dumnezeul creator, susținător, transcendent, mare și puternic. Elohim. El era
Dumnezeul din vârful panteonului cananit, Elohim, care practic face loc Trinității, este un plural care trebuie să fie mai mult decât doi. Numai în Genesa, capitolul 1, de 32 de ori avem acest cuvânt, Elohim. Știți de ce? Pentru că Elohim rostește creația în existență să fie lumină. Și a fost lumină. Acesta este Elohim, cel care are puterea de a crea, cel care pune natura, universul, dragii mei, pe cursul lui, îi dă legile lui. Domnul Elohim a rostit întreaga creație în existență. Dar oare cine să fie El Shaddai? Acesta este numele sub care îi se prezintă lui Avram. Eu sunt El Shaddai, umblă înaintea mea și fii fără prihană. El Shaddai este Dumnezeu cel atotputernic, Dumnezeu atotsuficient. El este cel care, pe de o parte, a hotărât legile naturii. Dar fiind Dumnezeu cel atotputernic, El le poate și călca sau poate lucra împotriva lor. Și asta trebuia să știe Avram. Mai poate să-i se nască un copil unui om de 100 de ani? O, nu, nu, în mod firesc nu se poate naște un copil la un om de 100 de ani, nici la o femeie care nu-și mai avea rânduiala femeilor, cum spune Sara. Dar când ești în prezența lui El Shaddai, a Dumnezeului cel atotputernic, El poate reversa legile naturii, El poate merge împotriva legilor pe care le-a așezat în universul acesta și în trupul tău. El poate transcende ceea ce în mod firesc nu se transcende. Cu alte cuvinte, El Shaddai este Dumnezeul care poate face minuni. Câți dintre noi n-am avea nevoie de o atingere a lui El Shaddai? Când trupul ni se desface, când lucrurile au pornit în direcția în care nu le mai putem întoarce, am avea nevoie de Cel atotputernic care să atingă viața noastră, să facă o minune. Observați, El Shaddai este făcut din două cuvinte, El, Cel puternic, și Shaddai. Shaddai este un cuvânt foarte ciudat, el se referă la sânul mamei care alăptează. Ce ciudată imagine! Cel atotputernic care te ia în brațe să te hrănească, să-ți poarte de grijă, să poți dormi liniștit în brațele Lui. Eu sunt El Shaddai. Umblă înaintea mea. Sunt suficient de puternic să te păzesc de orice rău și suficient de grijuliu să nu te scap niciodată din mâinile mele. Când i s-a arătat în capitolul 15, Dumnezeu i-a zis, Avrame, eu sunt scutul tău, El, cel puternic, și răsplata ta cea foarte mare, Shaddai. Răsplata ta cea foarte mare, cel care poate să-ți poarte de grijă. Cred că cel mai frumos text care aș putea să-l citesc în dreptul acestui nume, El Shaddai, este Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi, ca mama care alăptează. Mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povăzește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu, El, cel atotputernic, ești cu mine toiagul și nu iaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Deoarece El Shaddai îmi poartă de grijă. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu nu s-a schimbat de pe vremea lui Avram până azi? El este același, ieri, azi și în veci. Cu alte cuvinte, și în dreptul tău și în dreptul meu, El poate și este El Shaddai.
Este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu de realizat în viața ta sau în viața mea? Nu toate lucrurile le va face la cererea mea. El știe planurile. Am văzut când a intrat în planurile lui. El nu lucrează după calendarul meu. El hotărăște rolurile. El alege mijloacele. Dar dacă crezi în El, nu uita, nu s-a schimbat cu nimic. În El nu este schimbare, nici umbră de mutare. El este El Shaddai și pentru tine. Și nu la întâmplare, Domnul Iisus spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeu neschimbător și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dați-mi voie să trec împreună cu dumneavoastră în revistă câteva fațete ale caracterului lui Dumnezeu. Ce mare lucru este să îți bate la ușă și să spune, Avrame, eu sunt El Shaddai. Scriptura numește Jehova Ire și Avram va cunoaște lucrul acesta pe povârnișul muntelui Moria în timp ce se pregătea să-și ducă la jertfire, la ardere de tot, singurul fiu, pe Isaac pe care îl iubea. Dar El este și Jehova Rohi, Dumnezeu păstorul meu. Și David a știut prea bine lucrul acesta când a scris Psalmul 23. El este Jehova Tzichenu, Domnul neprihănirea mea. Jehova Ire, Domnul care poartă de grijă. Jehova Shalom, Domnul pacea mea. Jehova Nisi, Domnul stindardul meu. Jehova Rofe, Domnul care vindecă. Jehova Amkadeș, Domnul care mă sfințește. Într-adevăr, cunoscând un astfel de Dumnezeu, guști viața veșnică, viața de cea mai înaltă calitate, de cea mai bună calitate. În prezența unui astfel de Dumnezeu, n-are de ce să-ți fie teamă. Deci numele lui Dumnezeu ne vorbește despre cine este Dumnezeu pentru noi. Dar atunci când Dumnezeu vine în prezența noastră, ne se descopere, când ne invită în prezența lui Dumnezeu, am spus, împreună cu favorurile vin și responsabilitățile. Cu alte cuvinte, dacă vrei să te bucuri de prezența unui astfel de Dumnezeu, sunt câteva lucruri pe care El ți le cere, pe care trebuie să le împlinești. Ascultați încă o dată versetul 1 din capitolul 17. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, Eu sunt El Shaddai. Asta este revelarea de sine a lui Dumnezeu. Dar acum vine condiția, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Parcă ne sună cunoscute aceste cuvinte, umblă înaintea mea sau umblă cu mine. Umblă înaintea mea cum a umblat Enoch și cum a umblat Noe, Avram. Acum este rândul tău să socotești umblarea cu Dumnezeu ca fiind cea mai mare comoară, cea mai de preț comoară în viața ta. Dați-mi voie să ne aducem aminte de Enoch o clipă. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de duminici. Cum umblăm noi, de fapt. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, avem căile noastre, Dumnezeii noștri, autoritățile noastre finale, după care luăm decizii și duminica ne luăm haina de sărbătoare, cântăm frumos în cor, colindăm de Crăciun și la Paști venim să aprindem o lumânare. Cam asta este viața noastră cu Dumnezeu. Uitați-vă și la viața lui Avram. Atunci când Sarai a avut o idee înțeleaptă, l-a lăsat pe Dumnezeu deoparte și Agar a fost mai tentantă opțiune decât să întrebe pe Domnul. Sau când a ajuns în Egipt, de frică să nu-și piardă viața, a zis, fă-o în bine sufletului meu, spune că ești sora mea. Și nu s-a jenat să o împingă în brațele lui Faraon sau mai târziu în brațele lui Abimelec pe nevastă sa. Dumnezeu vine și îi spune lui Avram, Avram, destul cu astfel de viață. Dacă vrei ca eu să fiu El Shaddai pentru tine, de acum trebuie să umbli înaintea mea, așa cum a umblat în Enoch 300 de ani, de dimineața până seara.
de la începutul până la sfârșitul lui, 300 de ani, și-a născut fii și fiice. Cu alte cuvinte, a trăit o viață normală, dar o viață normală în ascultare de Dumnezeu, fiind fără prihană în prezența lui Dumnezeu. Și textul continuă, toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că i-a fost prea drag lui Dumnezeu ca să-l lase să vadă moartea. A fost luat de Dumnezeu. Sau dacă vine în dreptul lui Noe, despre el mi se spune că a fost un om neprihănit, așa cum mi se cere lui Avram de data aceasta, printre cei din vremea lui, de ce Noe umbla cu Dumnezeu. Avrame, acum e rândul tău, umblă înaintea mea și fii fără prihană. A fi fără prihană înseamnă a fi integru, a nu fi cu inima împărțită, a avea inima toată a Domnului, în cele mici și în cele mari, în cele de peste săptămână și în cele de duminică. A lua decizii în lumina adevărului Lui, a prețui pe El mai mult decât propria ta viață. Dumnezeu îi cerea lui Avram să trăiască viața ca și cum ar fi în permanență în prezența lui Dumnezeu. Ca și cum ar umbla cu un jumătate de pas înaintea lui Dumnezeu. Umblă înaintea mea. Să știi că Dumnezeu este doar aici peste umărul tău și privește la toate motivațiile, atitudinile, gândurile, vorbele, faptele tale. Ce fel de viață este asta? Dragii mei, după Dumnezeu este viață veșnică. Este o viață de cea mai mare calitate, de cea mai bună calitate. Este libertate totală să umbli în domeniul vieții, pentru că numai ascultarea de Dumnezeu te aduce în domeniul vieții. Când El Shaddai ți se oferă, asta este condiția, să umbli înaintea Lui, să fii fără prihană. Dumnezeu cel Atotputernic îl chema pe Avram la o relație personală și permanentă. La o relație personală și permanentă cu El. Mulți dintre noi ne place duminica și venim să ascultăm câte o predică. Dar faptul că vii să asculți câte o predică sau sărbătorești Crăciunul din când în când sau Paștele, nu înseamnă că ai o relație cu Dumnezeu. Când ai o relație cu Dumnezeu, viața ta se schimbă. El nu e un străin în viața ta pe care îl pui în vitrină și îl saluți din când în când cu o rugăciune sau cu o închinare sau punând în perș, ci El este Domnul tău. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, un Domn viu, un Domn care umblă în urma ta, în stânga ta, în dreapta ta, în fața ta, deasupra ta, sub tine, care este peste tot în jurul tău, cum ne spune Psalmul 91, peste tot în jurul tău, asta este o relație, o relație personală și o relație permanentă cu Dumnezeu, cu un Dumnezeu atotputernic și cu un Dumnezeu care poartă de grijă. Într-o astfel de relație, coordonatele sunt foarte clare, le-am învățat în Levitic, în dreptul altarului. Într-o astfel de relație, aparții lui Dumnezeu în întregime, depinzi de Dumnezeu în toate aspectele vieții, și pruncul, și slujba, și sărăcia și bogăția, indiferent în ce stare ai fi, și sănătatea și boala, depinzi de Dumnezeu în orice aspect al vieții. Și al treilea rând, știi că lui Dumnezeu îi vei da socoteală pentru absolut toate lucrurile, pentru fiecare vorbă, fiecare cuvânt, fiecare motivație și atitudine. O relație personală și permanentă cu Dumnezeu. Nu e așa că viața creștină poate fi o întâlnire din când în când cu Dumnezeu, cum a fost viața lui Avram până acum? Așa cam din 10-13 ani auzi o voce. Îți vine să mergi la biserică, din Paștii Crăciun, la Paștii Crăciun vine să dai și tu binețe lui Dumnezeu. Resta e viața ta, nu. Viața creștină trebuie să fie o umblare permanentă cu Dumnezeu, o relație personală cu Dumnezeu, nu o întâlnire din când în când cu Dumnezeu. Oare de ce ne spune Pavel în Corinteni, capitolul 10, versetul 31? Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva,
Spuneți-mi, am lăsat ceva afară din viața, de zi cu zi, vreunul dintre noi? Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar fi doar aici, în spatele tău, și tu umbli înaintea Lui, în ascultare de El, în lumina cuvântului Lui, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. S-ar putea să fii rob la un stăpân incomod. Ascultă ce spune Dumnezeu. Orice faceți, să faceți din toată inima, nu ca pentru oameni, ci ca pentru Domnul. Ca unii care știți că veți fi de la Domnul răsplata moștenirii voastre. Voi slujiți Domnului Hristos. Slujiți Domnului Hristos. Ce anume așteaptă Dumnezeu de la noi ca să poată fi El Shaddai pentru tine și pentru mine astăzi? În primul rând, o umblare cu Dumnezeu, nu o întâlnire din când în când cu Dumnezeu. Dumne că dimineața de Paște, de Crăciun, ce o umblare de zi cu zi cu El. Dar în al doilea rând, o preocupare pentru El și pentru planurile Lui, mai mult decât o preocupare de sine. Și asta mi se pare că a fost problema lui Avram. Atunci când Dumnezeu te cheamă în planul Său, El așteaptă să te vadă preocupat nu de tine însuți, ci de El și de planurile Lui. De El și de planurile Lui. Este ceva în schimbarea numelui lui Avram, nu la întâmplare. Marchează Dumnezeu acest moment. Până acum i-a vorbit, acum i s-a arătat. Și pentru că l-a văzut, Avram a priceput ce înseamnă să umbli înaintea unui Dumnezeu revelat, învederat, întrupat într-un fel. Și schimbarea numelui trebuie să marcheze această graniță pentru Avram. Versetul 2. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit. Când Dumnezeu spune, voi face un legământ între mine și tine, El nu zice, am uitat de legământul din capitolul 15 când ai despicat animalele și eu am trecut singur printre ele, ci textul ar trebui tradus așa, voi pune în mișcare legământul pe care l-am făcut cu tine. Trecuseră 13 ani în care poate și Avram a uitat de dimineața aceea sau seara aceea când flăcările au trecut prin mijlocul dobitoacelor despicate. Acum Dumnezeu apare pentru că s-a împlinit vremea, îi se arată și îi spune de azi înainte încep să pun în mișcare legământul pe care l-am încheiat împreună cu tine. Iată legământul pe care îl voi face cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci vei fi tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Uitați-vă la cele două nume și sesizați imediat schimbarea radicală pe care Dumnezeu o poruncea în viața, o aștepta în viața lui Avram. Avram înseamnă tată prea înalt. Te uiți la Avram și zici, wow! Avram înseamnă tatăl unei mulțimi sau tatăl multor neamuri. Simțiți schimbarea? Până acum reflectorul era îndreptat asupra sa. Tată prea înalt. De acum reflectorul trebuie îndreptat asupra celui care l-a chemat în planurile lui. El trebuia să se întoarcă dinspre sine, înspre alții, din ale lui, la scopurile pentru care Dumnezeu l-a ales. Numele său, Avram, tatăl înălțat sau prea înalt, stătea în calea misiunii lui Avram. Pentru că numele arăta spre sine însuși. Și de aceea ori de câte ori se întâlnește cu Dumnezeu, Avram este preocupat de sine, sămânța mea, țara mea, binecuvântările mele. Veniți cu mine înapoi în capitolul 15, când Dumnezeu i-a vorbit printr-o vedenie. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Observați reflectorul întors spre el, ce-mi vei da, mor fără copii? Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță.
Din ce voi cunoaște că voi avea țara? Observați egocentrarea lui Avram. El a fost chemat în planurile lui Dumnezeu, dar era prea preocupat de sine însuși. Dragii mei, dacă ești în planurile lui Dumnezeu, El te folosește cum vrea și când vrea. Singura ta treabă este să te aduci trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută pe altarul lui Dumnezeu. Cât și cum vrea să te folosească, e treaba Lui. E absolut treaba Lui. Ei, dar dorința asta de semnificație, de a avea un nume, nu ne lasă în pace și de aceea întoarcem mereu reflectorul spre noi, spre nevoile noastre, spre binecuvântările care ni le-am dori. Cred că în capitolul 16, cu gândul la sine, Avram a acceptat oferta Saraiei, uitând să-L întrebe pe Dumnezeu. Dacă ar fi fost cu reflectoarele întoarse spre Dumnezeu și spre scopurile Lui, poate că și-ar fi pus întrebări la ideea nevestesii. Noul nume pe care Dumnezeu îl dă, Avram sau tatăl multor neamuri, avea menirea să-i aducă aminte nu de sine însuși, de țara lui, de sămânța lui, de binecuvântările lui, ci de rolul pe care Dumnezeu i l-a dat în planurile lui. Avrame, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. În tine. De dragul acestui extraordinar rol și favor pe care Dumnezeu ți-l face, Avrame, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Atunci când mă gândesc la Dumnezeu, la planurile Lui, la locul meu mărunt și nesemnificativ în planurile Lui, capăt motivația și îmbolirea lăuntrică să nu fiu ca ceilalți, să nu mă așez confortabil în contextul cultural al vremii mele. Atunci când Dumnezeu mă cheamă în planurile Lui, El vrea să mă vadă preocupat, nu de mine însumi, ci de El și de planurile Lui. Spuneți-mi, oare de ce ne-a învățat Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat, rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se. Observați reflectoarele întoarse spre Dumnezeu, numele nou pe care l-am primit în Hristos Iisus, numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Haideți să încercăm un exercițiu de sinceritate, 5 minute, 5 secunde. Când vi s-a întâmplat ultima dată să trăiți cu această presiune în voi? Numele Tău, împărăția Ta, voia Ta. Nu e așa că majoritatea dintre noi ne întâlnim din când în când cu Dumnezeu? În loc să avem o relație personală și permanentă cu El, în loc să avem reflectoarele întoarse spre El, sunt întoarse spre noi, ce am putea obține de la El, ce am putea câștiga de la El. Și pentru asta încercăm tot felul de lucruri, dragii mei, ca și preoții lui Baal pe muntele Carmel. Strigăm, ne tăiem cuțite, urlăm, țipăm, dansăm, sărim, da, dacă îl putem îndupleca. Asta este esența idolatriei. Tu în centrul cercului și Dumnezeu în slujba Ta. Nu, nu la întâmplare ne-a învățat Domnul Iisus Hristos această rugăciune. Știi cui se adresează rugăciunea? Celor născuți din nou, adică celor care au primit un nou nume. Și de aceea rugăciunea este ca și numele lui Avraam, focalizată pe Dumnezeu și pe voia Lui și planurile Lui. Domnul Iisus Hristos a fost totdeauna asaltat de oameni cât a umblat pe pământ și la un moment dat Scriptura spune că a obosit și și-a luat ucenicii să retragă deoparte ca să se odihnească. Dar în timp ce se smulgea din mijlocul gloatelor, s-a întors înapoi și le-a văzut. Și Scriptura spune în Matei 9:35-38, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, haideți să lăsăm vacanța pe mai târziu. Dar textul spune așa, mare-i secerișul, puțin sunt lucrătorii. Oare de ce și-a întrerupt vacanța și concediul Domnului Iisus?
Știți de ce? Pentru că El a venit să facă din voia Tatălui Său mâncarea Lui de fiecare zi. Nu-i voia Tatălui meu din cerul să piară unul măcar din acești micuți. Și s-a întors și a văzut gloatele ca niște oi risipite și necăjite. Și a zis, mare-i secerișul, puțin sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrătorul la secerișul lui. O, Doamne, dacă aș reuși să mă încarc cu inima Ta, să simt ce simți Tu, dacă m-ar preocupa planurile Tale mai mult decât propriile mele planuri. V-ați gândit vreodată la faptul că Dumnezeu poate folosi oameni simpli, nesemnificativi ca mine și ca tine, pentru a face lucruri extraordinare prin noi, prin ei? O, El o poate face, pentru că este El Shaddai, Dumnezeu cel atotputernic. Ascultați-l pe psalmist vorbind despre El. Cine este ca Domnul? Psalmul 113, versetul 5. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru? El locuiește atât de sus. El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri. Își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe sărac din țărână și pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, o face o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. De ce? Pentru că este El Shaddai. Lăudați pe Domnul, încheie psalmistul. Uitați-vă cine îi vorbește lui Avram, cine l-a invitat în planurile sale. Avrame, umble înaintea mea, pentru că eu sunt El Shaddai. Eu voi face din tine, adică eu voi pune în mișcare legământul dintre mine și tine. Eu te voi înmulți. Vei fi, căci te fac, Tatăl multor neamuri, te voi înmulți. Voi face din tine neamuri întregi. Observați, Cel care lucrează prin noi, nu suntem noi, Cel care lucrează prin noi este El Shaddai și de aceea poate folosi pe cel mai neînsemnat dintre noi să facă lucruri extraordinare. Există o singură condiție, să împlinești așteptările, să umbli înaintea Lui și să fii fără prihană. În Efeseni, capitolul 3, versetul 14, Pavel izbucnește în rugăciune. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele oricare familie sau orice familie din cerul și de pe pământ și rog ca potrivit cu bogăția slavei să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea și lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice pricepere. Dar ascultați ce are în vedere Dumnezeu pentru noi, pentru ce se roagă Pavel, ca să ajungeți plini de toată plinătatea dumnezeirii. Iar apoi, versetul 20 continuă, iar lui El Shaddai, celui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Wow, ce perspectivă! Dar dacă El Shaddai te-a chemat în planurile Lui, El poate face pentru tine astfel de lucruri. Dragii mei, Dumnezeu poate folosi oameni simpli, nesemnificativi, ca mine, ca tine, să facă lucruri extraordinare prin noi, dacă intrând în planul Lui, acceptăm calendarul Lui. Nu totdeauna e cum vrei tu și când vrei tu.
ci este cum vrea El și când vrea El și cât vrea El. Când simți că se strâng limitele, e treaba Lui în ultimă instanță. El îți cere un singur lucru, să duci trupul tău, ciung, orb, bolnav sau sănătos. Ce ai? Doar atât trebuie să pui în mâinile Lui. Deci acceptând calendarul Lui, alegând mijloacele Lui și fiind preocupat nu de tine, ci de El și de planurile Lui. Dacă ai acest curaj, dacă accepți provocarea Lui Dumnezeu, El Shaddai poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Oare de ce la sfârșitul umblării Lui pe pământ, Domnul Iisus, printre multe pilde care le-a zis, a spus și pilda talanților? Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Îndată cel ce primise 5 talanți s-a dus și a pus în negoț și a câștigat alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise 2 talanți a câștigat și el alți 2 talanți. Cel ce nu primise decât un talent a făcut o groapă în pământ, a ascuns acolo banii stăpânului său. Întrebarea mea este, haideți să ne uităm puțin la acest ultim rob. A făcut o groapă și a ascuns acolo banii stăpânului său. A stupat groapa, a șters orice semn, s-a scuturat mâinile și le-a lăsat pe ale lui, pe ale stăpânului său și s-a dus la ale lui. Nu-i așa? Dacă ar fi să mă identific vreunul dintre robi, de cele mai multe ori trebuie să rămân lângă acesta cu groapa. Pentru că eu le-am pe ale mele. N-am timp de ale lui Dumnezeu și de aceea ce pot face este să nu-i fure nimeni nimic din ale lui, le pun în grop și când va veni am să-i le dau înapoi și eu între timp îmi văd de ale mele. Observați diferența, să fii preocupat de ale lui, că și cel care a primit 5 sau 2 talanți și să ai un singur gând în minte, cum să-i aduc înmulțit înapoi ceea ce mi-a dat cu dobândă. Cel ce nu primise decât un talent a venit și i-a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, că se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și mi-am dus și ți-am îngropat talentul. Ia-ți, deci, ce este al tău. Știți dezdodământul, rob, viclean și leneș. Ai știut că se cer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea să-mi fi dat banii la zarafi, cel puțin atât, ca la venirea mea să fi luat înapoi ce era cu dobândă, ce este al meu, cu dobândă. Luați-i talentul, dați-l la cel ce are 10, iar pe el aruncați-l afară unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. ...20 decembrie 2009... ...21... ...22... ...23... și vine Crăciunul. O întrebare. Gândește-te la planurile tale, la frământările tale și trebuie să rostești un singur cuvânt de Crăciunul acesta. Avram? Sau Avraam. Filip spunea, mai nou pe felicitări apar tot felul de epitete. Oare de ce? Au trecut 20 de ani de când sunt braz și colins și din octombrie toate prăvăliile sunt pline de Crăciun. Globuri, betele, cozonaci. Și cel mai slab, și dacă împrumută de la CR, dar trebuie să aibă cel puțin. Dragii mei, după 20 de ani simțim cum ne-am săturat de coj. Și de aceea întrebarea care ar trebui să hotărască ce fel de sărbătoare o să am, nu este un epitet în plus, ci este un nume
fie întors spre mine ca Avram, fie întors spre el și planurile lui ca Avram. Fie ne vom sărbători pe noi înșine, fie îl vom sărbători pe el. Poate sunteți foarte ocupați și nu prea aveți vreme de aplicații. Ne-am obișnuit în momentul că se termină predica, închidem întrerupătoarele și ne le vedem de ale noastre. Trageți cu urechea peste o jumătate de oră când ieșim de aici afară și veți vedea exact despre ce vorbesc. Dar poate se va găsi cel puțin unul dintre noi să facă un exercițiu de acest Crăciun. Nu-i foarte greu și lung. Ia și răsfoiește-ți Biblia, fie în memorie, fie paginile ei, și caută textul acela care vorbește cel mai bine pentru tine despre taina și rațiunea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Ia-ți un singur text din Biblie care îți aduce Crăciunul înaintea ochilor tăi, întruparea pe cel sărbătorit. Ar fi extraordinar în careva din zile să ne sculăm și să citim: ăsta este textul meu de Crăciun. Îl puteți găsi din Genesa până în Apocalipsa, peste tot. Ca și exemplu, aș vrea să vă citesc unul dintre multele texte. Vă las un minut, poate îl ghiciți. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dar oare cum se întâmplă lucrul acesta? Cum mărturisesc spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul? Într-un singur mod, umblând înaintea Lui și fiind fără prihană. Cu alte cuvinte, intrând în planurile Lui, acceptând faptul că El hotărăște calendarul evenimentelor, alegând mijloacele Lui, adică ascultarea de Dumnezeu și întorcând reflectoarele de pe mine pe El, umblând înaintea Lui și prin viața mea de zi cu zi, prin deciziile mele mici și mari, să arăt spre El prin ascultarea mea. Avrame, eu sunt El Shaddai, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Amin.